începeți lupta. Să începem, domnul meu. Începem. Foarte recunoscători pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de a veni, a vedea și a încerca de a cunoaște o altă parte a celor care sunt condamnați pentru unele fapte periculoase cândva. Pentru a încerca să vedem că cei pe care noi la o anumită etapă i-am considerat că nu trebuie să nu pot să-și găsească locul în societatea noastră și i-am izolat în acești pereți, în aceste ziduri, că ei pot fi diferiți. Un proces de Hamlet, un proces de libertate în închisoare, liber în închisoare. Pentru noi închisoarea nu mai e închisoare. Bineînțeles că au devenit mai înțelepți, poate. Au devenit mai comunicativi. Cel puțin au devenit mai interesați de actorii. Un lucru destul de important pentru noi. Și mi-e frică să zic, dar din ce în ce mai mult simt dorința lor de libertate. Pentru noi un lucru important a fost atunci când am ieșit pentru prima dată pe acest teren de fotbal, pentru că unii dintre ei nu au ieșit de, să zic, 20 de ani. N-au ieșit pe terenul ăsta. Și pentru mine personal, atunci a fost o mare premieră. Să văd cum oamenii ies și se bucură de cerul liber. Și pentru ei, ca și pentru noi, de altfel, în teatru, orice zi este un examen, orice ieșire în scenă este un examen. Pentru ei, orice clipă este un examen. Rudele s-au bucurat pentru că i-au văzut într-o lumină pozitivă, i-au văzut în lumina proiectoarelor. A fost un eveniment și pentru rude. Și am cunoscut părinți extraordinari. Foarte complicat din motiv că știți, cred că înțelegeți, când vezi o față cunoscută, o mamă plângând, deci oamenii dragi care plâng, care te privesc în ochi, deci ne-am stăruit să noi privim până la sfârșitul spectacolului ca să nu trezească emoțiile, deci să nu schimbăm starea pe care de fapt trebuie să o avem. Și la urmă am stat și cu ei în jur de o oră, nu știu, 40 de minute, am vorbit cu toată lumea. E puțin, dar oricum, era târziu deja și... Da. Uite, flori de rozmarin, ca să te aduci aminte. Te rog să nu mă uiți. Uite și panseluțe, florile gândirii, ca să te gândești. Uite și surfină și căldăruje pentru tine. Uite. Am ceva și pentru mine. Să le zicem florile harului Sfintei Duminici. Fiecare sper că s-a schimbat ceva în viața lui, dar spun că deja s-a schimbat mult, că, cum eu am spus când era la tot televiziune, că noi singuri în sine garduri și ziduri le facem și intrăm și trăim. Cu procesul ăsta s-au stricat mai mult ziduri și eu sper că între noi și societatea s-a stricat zidurile astea. Noi ne-am împrietenit cu
эта экипа, эти актеры, полуминица, удобно пусть, ваша деталь нам приятнит, и он на уровне, лишь самогон деска, где спортсмены, форти гривас, и суклет, и он целегас, тогда, тот уж дал мои департия, аж мои департия с лингвистами. Да, не промиска, но к процессу носа термина. Не промиска, а сейшим была театр национал, макар, вот от Эндоу Луни, ши, Poate mai apar, a să mai apar procesul. Мой герой, который играл, он выбрал зло в конце все-таки. Он боролся, это была борьба. А у нас вся жизнь борьба. К сожалению, он выбрал зло. Ну, это я не играл, я жил эту роль. Кума фивой домой. Așa, eu o să primesc așa cum va fi ea. Pentru că am 22 de ani când stau aici. Am fost arestat la 18 și acum am 40. Am două fiici, ele vin la mine, am soție. Așteaptă. Și credem mai bine. Trebuie să fim optimiști. Tragem nădejde că Moldova se va dezbăra de post-sovietice legile, pentru că am fost judecat cu legea post-sovietică din anul 1961. A fi sau a nu fi? Iată întrebarea. A fi sau a nu fi? Iată întrebarea. Mai vrednic oare e să rabzi în cuget al vitregiei praștii și săgeți? Mai vrednic oare e să rabzi în cuget al vitregiei praștii și săgeți?